Bun găsit, stimați telespectatori! Din nou împreună vă spune Mihai Firică, gazda emisiunii Vocile Olteniei. Am promis încă din prima ediție a emisiunii să fim alături de dumneavoastră în această perioadă foarte sensibilă. A început campania electorală, încercăm să oferim cele mai importante informații despre campania electorală, despre candidați. Încercăm să aducem cele mai importante evenimente alături de invitați de marcă, de excepție. Pentru această ediție este un invitat special, nu este un politician. Este o figură pe care o veți recunoaște cu mare ușurință. Este vorba de maestrul Ilie Gheorghe. Bine ați venit! Bine v-am găsit și vă mulțumesc! Sunteți un actor apreciat, sunteți un maestru al scenei, dar înainte de toate sunteți un căvean extrem de cunoscut și un cetățean care veți vota. Intrăm direct în subiect. Om al cetății. A jucat multe roluri din Caragiale, dar n-a jucat rolul cetățeanului turmetat. Cum este, înainte de alege, să joci acest rol? Vedeți, discuția noastră se așează pe un teren mănos. Mănos și vast. Atât de vast încât am credința că în seara asta nu putem trage decât doar câteva brazde. Pentru că vine în sprijinul discuției noastre o sumedenie de evenimente, foarte mulți scriitori de marcă. L-ați amintit pe Caragiale, eu o să vin și cu Eminescu. Special, este anul Caragiale, nu putem face abstracție. Eu o să vin și cu Eminescu. Vedeți, se spune că în fața unui adevăr îl găsești pe Dumnezeu. Ce s-a întâmplat alaltă seară când s-a lansat această minunată televiziune olteană, a fost un mare adevăr. Semn că atunci s-a găsit printre noi Dumnezeu și nu ne-a rămas decât să-L rugăm să binecuvânteze acest adevăr, acum și pururea și în vecii vecilor. Vedeți, despre campaniile electorale cu politicieni se vorbește de foarte mult timp. Caragiale, cel puțin, ca și Eminescu, erau neîntrecuți în a analiza fenomenul acesta al întrunuirilor politice. Într-un articol pe care l-a scris prin 1883, Caragiale spunea că este dezamăgit de prestația oratorilor politici. Zicea el, și am fost la Craiova și am asistat la întrunirile opoziției în Craiova și în Iași și mărturisesc drept că am ieșit adânc afectat de decadența moravurilor noastre politice. Da. Înainte de orice, nu v-am întrerupt, vreau să vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase și poate chiar prea generoase rostite la adresa noastră și oricum vă mulțumim și spun asta în numele echipei pentru că ați fost la acest moment important alături de noi. Dar ați amintit de Caragiale și de Craiova. Este prezent Caragiale astăzi alături de noi aici în Craiova? Ne tutelează, nu numai pe noi, țara asta ne tutelează și spațiul omenesc îl tutelează, pentru că viciile pe care Caragiale le-a surprins în magnifica lui operă sunt universale. Demagogia, minciuna, colportarea știrilor, poltronismul, tot ce este meschin, șantajul, Caragiale le-a prezentat cu un umor extraordinar. De asta vă și spuneam, umorul. Zicea el ce astăzi, ce oratori, atât era de nemulțumit de prestația oratorilor politici, încât spunea așa, ce oratori care vorbesc ca toți oamenii, liniștiți de parcă nu s-ar afla la guvern un partid adversar, dezbătând cu sânge rece ca la Academie, bancă permițându-și a face și glume și spirit. Auzi, glume și spirit când ești din opoziție. Și aici definește el, dar în mod, cum să spun, peorativ, pe orator. Și niciun orator nu se mai bate cu pumnul în piept, niciunul răstoarnă sfeșnicele, nu sparge tribuna, nu-și taie mâna în țăndările paharului spart, nici unul nu-și mai scoate brațul din umăr printr-un suprem gest patriotic. Nimic din toate astea. Vino, nene Iancule, astăzi și ai să vezi că ceea ce lipsea pe vremea dumitale se găsește astăzi cu prisos. Așa cum am spus, este anul Caragiale, suntem, vrem, nu vrem, și în postura cetățeanului turmentat. Ce alegem acum? Știm ce alegem și săracul cum să alegem? Săracul cetățean turmentat, singurul pentru care George Călinescu a făcut o pledoarie de câteva luni de zile în analizele literare pe care le susținea. Singurul care te-a debusolat, eu cu cine votez?
îl fură toți și scrisoarea, încearcă să-l șantajeze. Și el, aproape în lacrimi, la un moment dat, ajunge să spune: da, dar eu cu cine votez? Ei bine, astăzi nu e un singur cetățean. Astăzi nu sunt 100. Astăzi aproape toți cetățenii încep să se întrebe: eu cu cine votez? Da, și întrebarea aceasta ar fi, haideți să spunem, legitimă, ar fi normală înainte de alegeri să vadă candidații, dar mă tem că este ușor cinică. De multe ori cetățenii consideră, punându-și această întrebare, că n-au de unde să aleagă. Aveți această senzație? Cum? De ales, sigur că au de unde să aleagă. Important să aibă știința de a alege, discernământul, să știe să pună în balanță ce se întâmplă cu unul, ce se întâmplă cu celălalt. Mi-amintesc un caz în istoria dramaturgiei. Spirache Necșulescu din Titanic Vals este ales spunând publicului: nu mă alegeți, nu mă votați, pentru că nu voi fi în stare să răspund întrebărilor și dorințelor voastre. Ia imaginați-mă, prin absurd, că s-ar întâlni doi alegători, doi politicieni, față în față, și ar spune fiecare: rog, nu mă alegeți, pentru că eu n-am să fiu în stare să fac ce spune colegul meu. Iar celălalt să spună la fel: nu pot nici eu la rândul să vă satisfac atâtea dorințe câte vă poate promite univers așa virtual. Imaginați-vă că toți vă puteți imagina candidați așa ceva? Ar spune: nu ne votați, pentru că nu merităm. Iar publicul, din contră, ar merge pe o sinceritate pe care o descoperă atunci și ar zice: domnule, dacă el ne spune să nu-l votăm, că nu este în stare, dar măcar cât de cât să încerce să iese, să iasă înaintea dorințelor noastre. E interesant o asemenea, să spunem, experiență, dacă ar fi să fie. Dar nu asta, pentru că pornirem de adevărul în spatele căruia se află Dumnezeu. Dacă fiecare dintre candidații ar spune adevăruri, vorbele lor ar fi încărcate, cum să spun, și rostite cu grijă, ar împerechea cuvintele cu mai mult meșteșug, ar arunca definitiv epitetele, insultele, lucrurile care te oripilează în momentul în care vezi doi oameni care sunt frumoși la înfățișare și la un moment dat își aruncă paharele de apă unul în fața celuilalt. Am văzut asemenea secvențe la televizor. De câteva ori, dar a dispărut acel echilibru, acel simț al măsurii. Nu cumva publicul își dorește astfel de scenete? De teatru din ăsta, Bulevardier? Urât și Bulevardier, da? Nu, publicul nu își dorește lucrul acesta. Nu își dorește, pentru că publicul, în momentul în care se află în fața televizorului, privitorul cu sine însuși, are suficientă știință, indiferent că e țăranul acela de jos, că e intelectualul de rasă, că este muncitor sau... El are știința să descopere în ochii și în privirea celui care îi vorbește în momentul acela o doză de sinceritate sau de nesinceritate, o doză de demagogie sau, cum să spun eu, de verism, de lucruri adevărate. Da. Atunci, poate îi promite mare acusarea. El își dă seama că acele promisiuni sunt deșarte și, fiind deșarte, devin neadevăruri. În spatea neadevărului stă diavolul. Vreau să vedem, cum se vede scena politică de pe scena, marea scenă a Teatrului Național? Păi, vedeți, marea scenă a Teatrului Național de-a lungul celor 100 și ceva de ani de vechime, 150 de ani, da, Teatrul Național martora... din Craiova, eu da, lărgeam puțin perspectiva. Da, a fost martora tuturor evenimentelor mari care le-a trăit poporul acesta. A fost martora că la 1850 s-a înființat Unirii Principatelor, războiul de independență, a venit războiul din 1918 pentru întregirea neamului, au venit și celelalte creșterile în literatură. Ori scena aceasta, fiind martora a scenei mari, cum spunea și marele Will, marele Shakespeare, toate evenimentele acestea se reflectă. Și din aceste evenimente, scena mare se inspiră. Dacă vrei să faci un cetățean turmentat, îl vezi în viața de toate zilele.
Și ei, ceea ce e tipic la 100 de cetățeni turmentați. Dacă vrei să faci un trahanache, ei ce e tipic la 100 de trahanache. A jucat în multe piese din Caragiale, ați făcut mari roluri arătate de mass media, nu doar de, să spun așa, presa de specialitate. A jucat foarte mult Caragiale. Da. Ați făcut roluri recunoscute unanim și de critică, dar mai ales de spectatori. Ați fost pus de multe ori în rolurile acestea în viața reală? Cum este? Sigur că da. Sigur că da. Pentru că dacă ar fi rupte de viața reală, nu te-ai putea la un moment dat să te, cum să spun, să te mobilezi în interior cu datele pe care tu trebuie la un moment dat să le expui publicului. Am jucat în prima parte Tipătescu. Sigur, mă vedeam ca prefect în imaginea Tipătescului lui Cațavencu și văd în momentul de față și asemenea personaje care împrumută din trăsăturile caracteristice personajelor lui Cațavencu trăsături pe care le vehiculează și ni le italează nouă astăzi. Toate am jucat după aia Cațavencu, demagogul, poltronul, cel care șantajează, care în discursurile lui exuberante, în țipetele lui ca din gură de șarpe, cu lacrimele lui și rind pe obrază, așa. Ce spune? Spune ceea ce spun foarte mulți astăzi. Țara noastră moare de foame. Sau ăla spunea, mă gândesc la țărișoara mea, la România, la progresul ei, la fericirea ei și când ajungea să rostească la viitorul ei, îl podideau lacrimile, pentru că vedea un viitor, o țară prăbușită. Ei bine, o vedea sau era un rol în acel rol al pe care îl imaginase Caragiale. Era, dar el, cum să vă spun, aproape că repeta ceea ce vedea în viața de toate zilele. Astăzi privim și vedem asemenea discursuri demagogice, asemenea neadevăruri împopoțonate de crezi la un moment dat că va începe să purgă miere, să lapte, să trăim așa într-o stare de euforie totală, oamenii să se îmbrățișeze unii cu alții, dar ne dăm seama foarte repede și decepția începe să ne cuprindă atât de tare încât o depresie pe care ți-o propagă un om în care îți pui multă încredere și vezi că nu face nimic din ceea ce ți-a promis și din săruturile cu care te-a îmbușurat obrajii, totul este neadevăr, totul este minciună, calpă, atunci nu ți rămâne decât la un moment dat să te dai înapoi și să spui nu-mi trebuie. Și în sinea ta, în fața biletului de vot, în urna pe care o ai în fața ta, vei introduce gândul tău sincer, gândul tău adevărat și poate că cu multă îngăduință vei alege din cei doi, din cei trei, din cei șapte, pe unul care îl vezi că este mai așezat, mai statornic în vorbele pe care le înșiră. Am spus că ați avut mari roluri, ați avut recunoaștere cuantificată. Nu cred că este cazul, mai ales în acest moment, să fii modești. Ați avut zeci de premii. Poate că am 27 de premii naționale și internaționale. Am premii participat uniter. La 153 premii uniter. Am participat la 150 de festivaluri internaționale din toată lumea, de pe toate continentele. Chiar așa, nu mai este niciun continent pe care nu mai niciun continent pe care să nu fi fost Teatrul Național din Craiova. Ba, am avut o experiență fabuloasă, fiind invitat la un teatru din Anglia în 1996, pentru 8 luni de zile, angajat al acelui teatru, unde am jucat rolul lui Caliban din Fortuna de Shakespeare. Experiența aceea m-a îndemnat să merg la un dat să-mi încerc curajul și în Franța. Și am fost angajat 6 luni de zile la un teatru din Franța, la Limoges. Apoi în Italia, la Bologna, când era capitală culturală europeană, am fost și am jucat rolul lui un
adică rolul principal din de Sade, marchizul de Sade. Lucrurile seama. Acestea sunt dincolo de meritul, eu știu, care vi s-a recunoscut de performanțele deosebite. Eu încerc să-l pun în relație directă cu posibila influență pe care o puteți avea în acest oraș, în acest județ, în această regiune și, de ce nu, chiar o voce autorizată la nivel național. A simțit că aveți putere de a influența opinia publică, da, inclusiv în aceste, da, momente electorale? Da. Asta o simți poate de la cel mai umil rol pe care îl joci pe scenă. Pentru că simți la un moment dat că publicul intră în sfera de influență a energiei tale. Și dacă îl vezi că lăcrimează, dacă îl vezi că râde, dacă îl vezi că se entuziasmează, e semn că poți să influențezi. Iată, dar nu numai prin rolurile politice, să spunem, pe care le joci în anumite piese de teatru, simți că ai această influență asupra privitorului și mai ales acum avem o afluență de public tânăr, semn că teatru începe din nou să se așeze, spun așa, pe plaja lui de contact cu ascultătorul. Ați avut această, eu știu, certitudine că puteți influența și că sunteți privit ca un factor, să spun, de mediere între puteri, între cetățean și politic. Dar politicul n-a încercat să vă atragă, să vă utilizeze, eu știu, nu vi s-au propus anumite roluri politice în interiorul partidelor? În viața socială. Cum să nu? Mi s-au propus, sigur că da, și eram gata, gata. Adică, în momentul în care a avut loc evenimentele din 1989, văzând un mare personaj care a venit și a început să pledeze, am spus, al lor sunt. Numai ulterior m-au descoperit și alți protagoniști care început să formeze partide politice. Și au venit și m-au căutat. Și le-am spus, acum, după ce idealul meu văd că s-a prăbușit cu partidul pe care eu mi-l fixasem ca, cum să spun, precep de conduită interioară personală și cu care credeam că în care credeam că mă voi topi, atunci am spus, mai dați-mi un pic de răgaz. Puteam să fiu senator. Mi s-a propus de către un partid care ridica de aici senatori, și, dar la un dat se înfiripa în sufletul meu acel, cum să spun, vierme al deziluziei, al neîncrederii. Și am spus, Doamne, eu sunt un copil de țăran. Știu ce înseamnă munca de la 5-6 ani. Tata prăpădinuțe de vreme, mama a fost nevoită să mă ia de tânăr de la 10 ani de zile cu sapa și cu secera în mână. E, dacă eu mi-am pus atâtea iluzii, mi-am pus atâtea speranțe în ce se întâmplă acum în vremurile astea și eram fericit la un moment dat că am ajuns să trăiesc aceste vremuri și toate lucrurile astea încep să mă, cum să vă spun, să mă surprinde în modul cel mai trist în interiorul meu, în universul meu, al gândirii mele, atunci am zis, stați puțin, nu e de mine. De mine trebuie să fie acolo unde e Dumnezeu. Deci acolo unde e adevărul. Ori dacă eu nu pot să spun sau sunt obligat să nu spun adevărul, înseamnă că trebuie să fac un pact cu diavolul. Diavolul, joc rolul lui Faust. Da, diavolul, nu știu, vine în anumite ipostaze și pe 9 decembrie trebuie să alegem. Haideți să vorbim și puțin așa despre zona aceasta politică. Știu că din discuțiile personale nu vă face mare plăcere, dar sunteți o voce autorizată. Trebuie să facem referire și la lucrurile acestea legate de promisiuni, pentru că sunteți înainte de toate cetățean cu anumite așteptări. Ce credeți că se va schimba după 9 decembrie? Cum va arăta scena politică? Vedeți, cum vor fi viitorii parlamentari? Al acestui ținut de când m-am născut, iar în Craiova sunt de 50 de ani, de 60, din 1954, de când am intrat elev la școală. Cunosc toate prefacerile acestui oraș. Știu clădire cu clădire cum s-a ridicat. Știu
școală cu școală, cum s-a ridicat. Am fost învățător, dascăl, am intrat în contact cu elevul și eram un dascăl minunat. E bine, în momentul de față, după alegerile din noiembrie, schimbări se vor... În decembrie. Schimbări vor apărea. Și aceste schimbări spre, cum să spun, spre convingerea mea e că trebuie să fie în bine. Nu de alta, dar prea multă lume și-a dat seama că trebuie să apară aceste schimbări, că trebuie să apară acei oameni care să încerce să se gândească mai mult și la cei umiliți, cei mulți și care sunt cei drepți. Sunt ferm convins, cunosc atâtea personalități care candidează din orașul nostru și dintr-o parte și din alta. Și am ferma convingere că, așa cum zice Eminescu într-un articol al lui, ce uneori oameni de o reală bună credință vin și ne zic din convingere ce folos au la noi luptele astea politice dintre partide. De ce nu încetează odată? De ce românii nu-și dau mâna pentru a asigura prosperitatea țărilor? Sincer, ori fi asemenea oameni, pătrunzători nu sunt. Și oare cu lupte politice avem noi a face, oare cu politici? Deci, Eminescu pe atunci era îngrijorat. Da, Eminescu nu vorbea de România anului 2012, nu? Vorbea de România lui de atunci, dar opera deschisă, opera geniului creator, este aceea care în orice timp și în orice spațiu este valabilă. De-aia ce a scris Eminescu, de-aia ce a scris Ion Luca Caragiale, Sorescu, are o operă deschisă, Iona, Destinul omului, Drumul către lumină, Căutările lui, Zbaterile lui, Fuga de întuneric, de lucrurile care îl înspăimântă, sunt valabile nu numai spațiului nostru, ci tuturor. Mă gândesc că după 9 decembrie vor apărea acești oameni cu bun simț, cu liniște interioară, care să nu-i mai intereseze atât de mult acumulările proprii. Caragiale se zice că de la binele țării atârnă binele nostru, prin Trahanache la un dat. Să se îngrijească și se vor îngriji, sunt convins, de binele și al țării. Ca lor este suficient încât să trăiască fără griji. Da. Dar și ceilalți. Este destul de proaspăt acel moment când mari valori ale teatrului românesc a încercat cineva să le alunge din teatre, de pe scena aceasta publică. Ați trecut peste acel moment? Ați iertat? Dacă am iertat pe acei oameni care au încercat să vă alunge de pe scenă și vorbesc de acel moment în care li s-a părut că sunt prea mari câștigurile, pensiile marilor actori. Oh, Doamne, să nu vorbim. Ce mari, ce pensii. A avut o idee strălucită acel minunat poet, creator de faimă, Păunescu, Adrian Păunescu, care a venit în Parlamentul României și a propus o lege și pentru actorii merituoși, spunându-le, pornind de la scriitorii care își au cu o pensie de 300 de lei, 3 milioane, de la actorii care își au cu o pensie de 500 lei, oameni buni, aceștia au dus faima culturii române, aceștia au așezat în oceanul literaturii universale opere de o reală valoare. Haideți să ne gândim la ei. Și-au inițiat atunci o lege, s-a votat, Academia Română a selectat și au acordat acele indemnizații sau pensii viagere pentru cei mai meritoși actori. Un iter ulterior a venit și a completat la nenorocita de pensie încă jumătate prin bugetele pe care și le creează. Dar au fost oameni care au spus și sunt și astăzi. Cultura este marfă, ți-o vinzi, trăiești din ea. Nu ți-o vinzi, nu trăiești din ea. Nu e așa. Noi avem un teatru și o cultură aparte în Europa. Vă spuneam că am fost în Anglia. Acolo nu există teatre cu colective permanente, cu actori angajați.
pe termen nelimitat. Nu. Angajează pe proiecte, te-a ținut 2 săptămâni, 1 lună, 5 luni, ți-a dat cu piciorul, te-a trimis în altă parte. Și am văzut cu ochii mei actori englezi care în momentul în care li se spunea de mâine vă încetează contractul, cuprinși de o tristețe cutremurătoare. Da, le scoteau capetele din buzunar. Da. Deci au fost asemenea oameni. Nu le-a mers, pentru că au venit alții, cum să spun, mai cu milă, mai cu grijă, mai cu aplicare mai chipzuiți opera este, de artă și bine. Au spus, da. Prin ei neamul prosperă, nu prin cei care strâng averuciri. Este foarte bine unii că, plini de plăcere că în acest moment decisiv a intervenit un ortean, un mare ortean, Adrian Păunescu și un creator de geniu. Este geniu. Momentul în care luăm o scurtă pauză de respirație, ne reîntoarcem după pauză. Se întâlnește cu tehnologia. Joacă în Liga celor informați. Cunoașteți campionii. Trăiește puterea competiției printr-o imagine clară. HD. Urmărește claritatea performanței dincolo de ultimul minut de joc și mizează pe rezultatele care ajung la tine pe măsură ce se întâmplă. Suntem din nou în direct la Vocile Oltenii, împreună cu maestrul Ilie Gheorghe. Am vorbit în prima parte a emisiunii despre viața reală, despre scena politică, despre cetățean și postura aceasta de cetățean turmetat înainte de alegeri. Vreau să vă întreb acum, cum priviți de pe scenă spre cetățean? Nu doar către publicul dumneavoastră din sală, să le arhi pline, ci către cetățeanul de pe stradă, cetățeanul vecinul dumneavoastră, omul obișnuit. Vedeți, eu am o vârstă. O vârstă și o experiență. O experiență de scenă, o experiență de viață. Am avut copii, am crescut ca lumea, am făcut oameni, am construit, am sădit pomi, am tăiat vițe de vie. Deci relația mea dintre mine, actorul Ilie Gheorghe, și omul pe care îl întâlnesc pe stradă și în ochii căruia de multe ori încerc să descoper, cum să spun, gânduri nepătrunse, cum zicea Eminescu, dar gânduri care, dacă rămân numai la faza de gând, nu dau nimic. Eminescu spune căci gândul zău nimic în lume schimbă, în zadar gândești căci gândul zău nimic în lume schimbă. Ei bine, văd atât de plin de gânduri
și totodată atât de neputincioși. Pentru că nu pot să facă din gândul lor, cum să spun, o armă cu care să se impună. Rămân la acest nivel, nivelul visului, al dorinței. Da. Și cu mângâie dorința pe orice muritor, tot poetul o spune, așa și el încearcă la un dat să-și găsească liniștea în propriile visări, în propriile vise, în aceste proprii dorinți. Eu vă spuneam, joc un rol Faust în momentul de față. Și el spune de la început, o viață întreagă filozofia, dreptul și medicina am studiat. Și din păcate chiar teologia, temeinic și cu zel înflăcărat, dar nu putem să știm nimic. Văd bine, iar inima se face scrum în mine. Așa și noi actorii vedem atât de multe lucruri. Operele pe cărora noi încercăm să le dăm viață, personajele pe care le interpretăm, le dăm suflare, la un moment dat ne dăm seama că toate acestea sunt nimicuri, vechituri, tot Faust zice, mai mari, mai mici, nu ne fac lumea ca de molioare. Ei bine, eu, actorul Ilie Gheorghe, cu experiența care o am, cu dragostea față de orașul acesta, superb, vă spun, am văzut 600-700 de orașe din lume, am călătorit foarte mult. Mi s-a propus să rămân, să conduc post de televizor, de radio în Australia, post de radio românesc în Canada. Ei bine, sunteți de 50 de ani aici, de ce? Aici eu știu, măcar la București, de ce n-ați plecat, s-au întrebat mulți. Ce București, orașul prăbușirilor, le-au un subiect de roman fabulos. Eu mi-am făcut, la vârsta la care fusesem invitat să mă duc la București și stăruiseră foarte mult, îmi făcusem deja aici prieteni. Aici prinsesem rădăcini. Și ai văzut, un pom când și-a prins rădăcini și-a dat primele fructe, care sunt și cele mai frumoase și cele mai bune, când încep să-l strămuți în altă parte, se ofilește. Moare. Eu nu eram nici omul care să mă pot plia pe cercuri din astea, ca să zic, oculte, cu învârteli, cu oameni care intră pe uși îndoielnice sau lăturalnice, care pun piedici. Este limpede, care nu v-ați fi putut integra într-o lume a politicului. Eu, așa cum am primit și învățătura de dascăl, să picuri în sufletul omului învățătură frumoasă, curată, aleasă, să-l investești cu dragostea de aer, de pom, de apă, de pământ, de țărână, de mamă, de tată, să-și facă de muncă icoană. Eu nu puteam la un moment dat să părăsesc mentalul acesta atât de frumos al interiorului meu pentru ce? Pentru relații poate uneori tenebroase, uneori decinstite, pentru că într-o cursă de cai nu e bine să rupi picioarele calului care aleargă înaintea ta numai ca să-i treci tu înainte. Ori eu nu puteam să fac lucrul acesta. Da, și este fair play-ul acela între ghilimele de dragostea care mea față de orașul acesta uluitor, de drumul ăsta către Giubega unde m-am născut, de măgura Cerbului, de plaiurile pe care eu am avut copilărie, domnul Filic. Deși am fost copil sărac, eu am bătut cu piciorul câmpurile alea din Giubega. Știam toate viile, strugurii care se coceau mai înainte, fructele care se pârguiau mai devreme, cuiburile de păsări prin copaci, mă cățăram, mă duceam. Adică eu m-am hrănit, cum să vă spun, cu tumultul acestui câmp plin de energie. Mi-am tras din frumusețea învățăturilor familiei mele, mi-am tras învățămintele mai târziu și a dascălilor mei. Mi-am făcut magistri, mi-am făcut, cum să spun, modele. Trăiți toate aceste cuvinte pe care le spuneți. Și intensitate extraordinară. Acum, nu e o revelație. Vă mărturisesc cu amărăciune. De multe ori am avut senzația că politicienii, cei deja aleși, au uitat de unde au plecat. N-ați avut aceeași senzație, da, și dumneavoastră? Da, sigur că da. Unde ajunge? Am avut posibilitatea asta la un moment dat să apelez la un ins care a plecat din Craiova, a ajuns într-un post foarte mare și
Știți cum mi-a spus? Păi nu sunt astăzi în București, păi mâine o să plec în străinătate, n-am nicio posibilitate acum, dacă crezi că poți, uite, ți-aș și recomanda să stai de vorbă cu altcineva, cred că îmi pare rău acum. Și prieten care a mâncat în casă la mine, care a băut un pahar de vin, din vinul meu bun și curat, așa, care m-a salutat uneori pe obraj, transmițându-mi la un moment dat încrederea că pot să apelez la el și totuși mi-a arătat umărul. A spus, nu pot. Îmi povestea un prieten tot așa, ajuns într-o situație la Paris, și a apelat tot la o mare personalitate care a ajuns acolo din părțile noastre și care l-a spus, n-am cum să te iau pentru că mi-au plesnit niște țevi la calorifer, instalația de apă nu curge și n-am cum să-ți ofer condițiile. Om care aici în România fusese îmbrățișat și plecase din România acolo, dar i-a întors spate. Unde? Într-un spațiu în care te simți foarte singur. Vă spuneam că am lucrat 8 luni de zile în Anglia. Eram atât de singur cum nu vă puteți închipui. Apreciat. Jucam foarte mult. Dar eram singur. Nu comunici. În sensul că dacă ai vrea să comunici, ori intri în spații, vă spuneam eu, clar-obscure, viciate, da. Ori dacă vrei să rămâi coloană vertebrală, să rămâi imparțial, să rămâi curat, frumos, cu minte, atunci nu ai nicio posibilitate de a te plia. Sper ca această emisiune să fie urmărită și de politicieni, de candidați, pentru că sunt în campanie și ținem cont și de acest lucru. Sper să urmărească și această emisiune în care a spus câteva lucruri despre ei. Mare încredere. Da. Vă rog să mă credeți, cunosc nume de aici care candidează. Evident. Și nu putem să generalizăm de partea... Știu, dar la un moment dat simt că nici ei nu au mâinile slobode. Și ei decât au cătușele un pic mai large decât le avem noi, poate ceilalți. Dar am credința că sunt între ei oameni care după 9 decembrie își vor pune sufletul spre binele acestui câmp de energie care este Oltenia noastră, pe care Ion Antonescu numea credincioasa Oltenie. Definind ținuturile spațiului românesc, spunea înțeleapta Moldovă, bătrâna bogata Transilvanie, bătrâna Dobroge și credincioasa Oltenie. E singurul ținut care n-a trădat niciodată în istorie. Oltenia. Atunci când v-am întrebat dacă vi s-au propus diverse funcții, diverse, eu știu, roluri politice pentru, eu știu, chiar postura aceea de a candida, m-am gândit imediat și la faptul că sunteți un excelent orator. Aveți o piesă, Oratorul Pisicilor, Pisicilor Turbate. Da, memorabile și multe replici. Ați luat, practic, replici rostite din Parlament și le-ați spus pe scenă. Păi aș putea să iau replici, da, exact, din Parlamentul nostru. Le-am ales din monitor oficial partea a doua. Păi deja din monitor oficial. Da, păi ele se publică. Ce mai toate avem nevoie de dramaturgi? Din Parlament sunt publicate în monitor oficial. Eu am luat de acolo aceste inserturi. Era un parlamentar, nu-i spun numele, un senator de prin Constanța, care la 5 cuvinte se scărpina. Fie în cap, fie la subsuor, fie la spate, fie pe unde mai îl duceau mâinile. Dar ce spunea el acolo era atât de, cum să spun, de demagog, de banal. Aș putea chiar să reproduc câteva. Spunea ce nu credeam că voi ajunge ziua în care să apăs pe un buton și prin el să votez ca poliția română să meargă în alte țări. Poliția română, pregătită ca un fel de comando de legiune străină, să meargă și să instituie ordinea. Care ordinea? Cui ordine? Și să scărpina în alte țări. Adică să văd eu curcanii noștri, chipeșii noștri curcani, omorând găinile din Somalia, orătănile din nu știu ce țări, sau, Doamne ferește, poate chiar oameni. Mă refuz unei asemenea atitudini. Să mi se usuce dacă voi vota. Iată discurs de senator din zilele noastre.
ca să nu mai spun că era unul care răgnea să dea domnule ministru, domnilor miștice, toate au o limită. Și cu atât mai mult trebuie să punem capăt hoției, atenție, hoției patriotice, în primul rând. Dau ca exemplu orașul meu natal, în care trebuie să vă spun, s-au furat banii pentru soclul pe care urma să fie așezat bustul unui mare domnitor român. Nu-i dau numele, că mi-e rușine, în fața dumneavoastră și a istoriei. Sau altul vorbea despre o pisică turbată dintr-o comună care a fost împușcată și toată lumea a început să-și împuște câinii, pisicile, orătările și așa. Sau altul tot la fel, vorbind despre corupție, spunea ce mult curaj trebuie să ai ca să vorbești în fața unor scaune goale despre morală și politică. Auziți, morală. Iubind însă retorica, iată-mă că pot vorbi și în văzduh. Ce primul lucru pe care vreau să-l spun e că nu putem hrăni poporul doar cu câțiva pești. Ce zic pești? Obleți. Asta numai Iisus Hristos a făcut. Auziți discurs din Parlamentul zilele astea. Extraordinar. Trebuie să spunem că în monitorul oficial se publică, discursurile senatorilor și deputaților din Parlament, în partea a doua a monitorului oficial. Da, știți că acele, trebuie să explicăm și telespectatorilor, deși televiziunile au prezentat acele imagini, există anumite zile când se fac, se susțin acele interpelări pentru guvern, în care sala este goală, dar rând pe rând parlamentarii vin și citesc. Era o astfel de scenă, nu? Da. Probabil atunci. Da. Și le-am luat, deci am luat patru piese din, adică patru articole mai puțin cunoscute din Caragiale, am introdus 8 asemenea discursuri din Parlamentul nostru, după care am încheiat iar cu Caragiale. Era un moment în care, ce să vă spun, cu numărătoarea voturilor de astăzi, e numărătoarea steagurilor de dinainte. Copiii Sandal, care spunea, acolo sunt. Da, spunea la un moment dat, ce, dacă vom vota în cheia asta, și spunea președintele Senatului, nu-i dau numele, vom vota, domnule. Avem vot prin ridicare de mâini. Vă rog să ridicați mâinile ca să fie numărate. 23, 63. Nu știa să facă socoteala, ce? Să se ocupe matematicienii de treaba asta. Ce, și acum pentru toți, atenție, sunt momente în acest Parlament când 60 trebuie să însemne uneori 70. Sau invers. Dar când sunt peste 80, se crede că nu sunt nici 70. 6 colegi, când au văzut că sunt 83, și-au luat servietele și-au plecat. Întreb, este acesta răspunsul civic pe care îl dăm populației României? Discursul din Parlament. Apropo de votări, 60 în unele vremuri sau în unele trebuie să însemne 70. Sau invers, 70 trebuie să însemne 60, ca să nu se voteze o lege. Asta e produs, deci, deja iată, Caragiale din Parlament, transpus în piesa, ați jucat acest rol al politicianului, al candidatului, Caragiale, și plătit cu discursul dacă de astăzi. Neancu, ar sări în sus de bucurie, cum zice Marin Sorescu Săracu, să sărim în sus de bucurie. Așa ar face Caragiale astăzi. Pentru că dilema lui și nemulțumirea lui cu oratorii din vremea sa s-a împlinit astăzi în vremurile noastre. Ori vedeți, Titu Maiorescu spunea așa, într-un articol celebru, oratori, retori, limbuți. Și oratorul vorbește ca să spună ceva. Retorul vorbește ca să se audă vorbind. Iar limbutul ca să se afle în treabă. Ei bine, în zilele noastre, foarte puțini sunt oratorii care vor să spună ceva. Cei mai mulți sunt cei care se ascultă când vorbesc, să se audă retorii, retorismul, retorica goală, lipsită de sens, de sevă, de... Și limbutul, mai sunt și de între ăștia, sunt câțiva acum pe care îi vedem și nu putem să ne debarasem, care vorbesc ca niște roboți. Absolut. Este de necrezut. Nu culoare, nu nuanță, nu accent. Este o revărsare de vorbe, vorbe și iar vorbe. Și Eminescu zice, și când vezi că toți aceia care vorbe mari aruncă, numai banul îl vânează și câștigul fără muncă, azi când fraza lustruită nu mai poate înșela,
astăzi alții sunt de vină. Domnii, nu este așa? Prea v-ați arătat arama schingit această țară, prea făcurăți neamul nostru de rușine și ocară, prea v-ați bătut joc de limbă, de străbun de obicei, ca să nu se arate odată ce sunteți niște mișe. Ați interpretat multe roluri în filme, nu doar pe scena de teatru. Fac de cât o trimitere la Moromeții. La Moromeții. Acum, unde mai regăsim pe ocuparea reală pentru lumea de la țară, lumea satului, așa cât în felul în care există, cum mai există acum, unde regăsiți această grijă? Arătarea fundului gol și a erotismului, cum să spun, revoltător, devine operă de artă. În loc să te mai apleci asupra acestor subiecte eroi, Setea de Titus Popovici, Ion de Liviu Rebreanu, Baltagu de Sadoveanu, toate astea se hrăneau din acest spațiu imens și desăvârșit al satului românesc, al acestui ținut unde s-a născut veșnicia, cum zicea Lucian Blaga. Astăzi nu. Astăzi ea teme de o desuitudine, cum să spun, crasă. Pleacă de la un eveniment care n-are nici tipicitate, e unic în felul său, deci nu girează prin substanța lui elemente generale de conduită în spațiul acesta românesc și face din el, să spun, o mare gogoașă. Da, din zona aceasta rurală încerc acum să transfer discuția către un orizont mult mai larg. Ați avut experiențe în Anglia, deci a jucat pe toate continentele. Cunoașteți lumea artistică. Vorbiți-mi de marile roluri jucate de alți actori și străini care v-au impresionat vorbind de tot zona politică. Păi dacă am luat A treia țeapă de Marin Sorescu, era o scenă în care un actor, Nae Gheorghe Mazilo, a răposat săracul. Era atât de tulburător în ceea ce spunea, era un călător prin spațiu, prin timp, încât în momentul în care se retrăgea de pe scenă, publicul plângea în sală. Deci acest actor, prin întrebările pe care le punea Vlad Țepeș, dezvolta atâta tragedie interioară a câmpului de unde vine, încât te înspăimânta. Îl întreba bănoară, de unde vii tu, omule? Ce nu știu. Sau, pe vremea cui trăiești tu, omule? Ce nu știu, că încă nu s-au ales, că-s certuri mari, se taie pe capete. Dar roluri din acelea despre oameni politici pe care le-ați remarcat. Păi, haideți să vă spun, primul premiu uniter pe care l-am luat eu, l-am luat cu rolul politic Pavel Stoian, din Puterea și Adevărul. Un rol care vrea să-l întruchipeze pe Gheorghe Udeș. Deci povestea era atât de frumoasă, atât de gravă. Problemele pe care, cum să spun, trebuiau să le rezolve oamenii aceia, erau atât de ale neamului nostru, la un moment dat, încât cu o durere a lor interioară își dădeau seama că nu pot face nimic pentru că, la rândul lor, erau călăuziți de alte spații, de alte opresiuni, de alți factori din ăștia, cărora nu puteai să li te împotrivești pentru că erai eliminat fizic, nu înlăturat așa ca persoană. Dar fizic era vremuri extrem de dificile și atunci când actorul reușea să mai transmită un mesaj. Pe de altă parte, acum am trăit și trăim o perioadă de criză, s-au implicat actori, evident, mă voi referi la o scară foarte înaltă, foarte, foarte mare, Ronald Reagan, actor poate mediocru, dar un actor politic care extrem de important. Ce a făcut din sistemul comunist, pentru că el împreună cu Papa, cel care era atât de luminat de Dumnezeu, a reușit la un moment dat să destrame acea cumplită caracatiță. Întâmplător sau nu? De ce? Tocmai destinul acesta de actor de la Hollywood a făcut din Ronald Reagan să distrugă comunismul. Eu sunt convins că el, din interiorul lor, n-a vrut actor să se facă. El a vrut să se facă actor doar ca să cunoască lumea. Shakespeare spunea,
Teatru este o scenă în care se oglindește ca într-o oglindă de cristal viața. Ori el a vrut ca actor să se implice în viața reală și de acolo să descopere adevăratele sensuri pe care ulterior și-a permis să le rezolve și cu mult tact, cu multă pricepere. De asta și termină cum termină asemenea mari minți ale omenirii. Termină destul de repede viața. El a trăit mai mult, dar s-a prăbușit înainte de a se, stinge dintre noi. Ori aceste personalități artistice și care văd că în lumea noastră de astăzi, cel care a deschis acea discuție acum cu Parlamentul și cu ridicarea drepturilor de a mai merge mai departe în Senat, ca incompatibil, ca mi-a făcut o foarte frumoasă impresie, dar n-a avut măsură. N-a avut măsură. Ne apropiem măsura de final. Omul e măsura tuturor lucrurilor, iar scurtimea este sufletul gândirii. Da. Scurți ne apropiem și noi de final, avem o anumită scurtime și în această emisiune. Mi-ar fi plăcut să dialogăm mult mai mult, dincolo de 55 de minute. Nu tragem concluzii, am să vă rog să interpretați. Știu că a jucat Caragiale, suntem în anul Caragiale, ultimul rol, Trahanache, evident. Nu pot să ratez momentul și să vă rog să spuneți câteva replici. Păi prima replica lui Trahanache când intră în scenă zice: o, ce coruptă societate! Nu mai e moral, nu mai sunt principuri, nu mai e nimic. Interesul și iar interesul. Bine, zice fiul meu de la facultatea la alte scrisoare, vezi, tânăr, dar copt, serios băiat. Zice, taticio, unde nu e moral, acolo e corupție. Și o societate fără principuri va să zică că nu le are. Auzi, mea ta, mișelie, infamie. Cum putem noi, frate, să punem candidatura unui plastograf? Înțeleg, plastografie până unde se poate, dar până aici nu înțeleg. Deci, iată, Caragiale vorbește despre plastografia zilelor noastre, candidatura plastografilor, cât este de contemporan. Deci, vă spuneam că e o operă deschisă, așa cum mari oameni, mari creatori ai lumii, Goethe, Umberto Eco, ne-au lăsat operele lor valabile în orice spațiu al acestui pământ, la fel și Caragiale. Opera lui se joacă în Chile, se joacă în Japonia, se joacă, pentru că elementele pe care el le dezvoltă în paginile sale sunt cele care domină uneori și câmpul. Oamenii așa s-au făcut. Da, încercăm să tragem... Mai pot recita. Vă rog. Chiar pe final, chiar, da, chiar este de așteptat din partea dumneavoastră. Zice el la un moment dat și... Dumnezeu al martirilor noștri, la ce grandioasă epopee aș fi asistat eu dacă nu clasicii mei, ci reacționarii de astăzi, ciocoii de astăzi, ar fi caterisit un mitropolit. Termenul ciocoi îl folosește unul destul de des. Iar oamenii noștri ar fi apărat biserica în fața poporului. Astăzi s-a împlântat cuțitul până în prăsele în sânul nenorocitei României, iar cadavrul ei sângerând s-a aruncat la picioarele tigrului negru pe care îl căpardenie. Jos, sus, sus, jos. Acelea ar fi fost întruniri. Nu dezbate-i cale dumneavoastră. Păcat, am pierdut mult. Maestre, vă mulțumesc. A fost împreună cu noi maestru Ilie Gheorghe. Noi vom găzdui și acele dezbatere electorale de care am vorbit. Încă o dată vă mulțumesc și dumneavoastră că sunteți împreună alături de noi. Încercăm să arătăm realitatea așa cum este și nu uitați, vorbiți, comunicați cu noi, vocea dumneavoastră este ascultată. O seară bună!